Alertă de gradul zero la Ploiești după ce săptămâna trecută o fetiță de 10 ani a fost sedată și violată de un necunoscut chiar în apartamentul în care locuia cu părinții ei. Polițiștii au intrat în alertă. Oamenii legii nu scapă din ochi curțile școlilor și locurile de joacă. Au și portrete robot. În plus, nici părinții nu-și lasă copiii nesupravegheați. E în vârstă? 25-28 de ani. Deci până în 30 de ani, doamne. Dacă îl văd, aveți un număr de telefon? Dacă îl vedeți, apelați așa. Telefonul de urgență 112 sau cea mai apropiată patrulă. Din zonă, din parc, din piață, undeva l-am undeva văzut. L-ați văzut. Da. Oamenii sunt disperați. Ideea că propriul copil ar putea fi următoarea victimă a violatorului îi îngrozește și, cunoscând modul de operare al atacatorului, nu-i scapă din ochi pe cei mici. În luna mai anului trecut a existat o situație oarecum similară, în sensul că un necunoscut a intrat peste o micuță în locuință. Ambele cazuri de săptămâna trecută și cel din mai 2010 s-au petrecut în același cartier. Autorii au avut moduri de operare similare, au urmărit victimele, au mers după ele în scara blocurilor și chiar în apartamente și acolo au încercat să le sedeze cu o cârpă îmbibată în cloroform. Dacă părinții copilei care a scăpat nevătămate nu au depus plângere, în cazul de săptămâna trecută lucrurile sunt mult mai serioase. Fetița de 10 ani a fost lăsată într-o baltă de sânge și a ajuns la spital curând grave. Părinții sunt distruși și nu vor decât să-l vadă pedepsit pe cel care l-a nenorocit copilul. Iar localnicii sunt hotărâți să nu lase pe bărbat să ajungă la următoarea victimă. Se simte la fel pentru că un copil este marcat pe viață. Pentru că ceva nu există pedepsă. Deci, în primul rând, iar astfel de oameni n-au să caute în libertate. Polițiștii au un cer de suspect și speră că vor reuși să dea de urma violatorului. Acest caz capătă o și mai mare importanță în condițiile în care există și în țara noastră un proiect de lege care prevede sterilizarea chimică a pedofililor.